Cum mai sunt câteva zile până la Paști, carnea de miel sau de ied este la mare căutare. În piața centrală din Buzău, carnea de miel este pe alese și costă între 19 și 22 de lei kilogramul. Nu prea are lumea bani, ia câte puțin, da? Ia! 20, 22, 19, depinde, după om. Din preț? Da, dacă omul i-a mărât, ia și el câte acolo, câte o bucată, câte un kil, câte două kili. Cumpărătorii cântăresc bine marfa, dar nu pleacă de lângă tarabe până când nu cumpără măcar o bucată de miel. Doamna are 7 kg, ce să fără? Unul mai mare. Fătăm unul mai mare, în două. Cu sigur, mai mult de 150 de trebuie. Pe ea studențe la ei, ciobanul ăsta. Cam, zic eu, la 17 lei ar fi mai convenabil. Ați cumpărat? Mâine. Am venit numai să păr și eu care-i piața. Da, la anul, l-am cumpărat, da. Ce preț? La 19 lei. La 19 lei, da. Cum se pare prețurile anul acesta? Mult. Mult la vremurile care sunt. Da. Asta e adevărul, ce să facem? Obiceiurile. Unii cumpărători preferă carnea de ied pentru că este mai ușoară și nu are gust pregnant. Iezii se vând cu 20 de lei kilogramul. Numai un bun, ata, un ied, ata, mă, cu eu, iezi ei am, da. Ce kilogramul? 20. Carnea de ied? Da, 20. Carnea de miel? A rămas la 19, a rămas, da. Nu merge. Cu gândul la friptură sau drob, oamenii cumpără și verdeață. În piața centrală din Buzău, o legătură de ceapă sau de mărar costă 1 leu, iar pătrunjelul 50 de bani.